Da. Bună ziua! La rugămintea celor care au văzut ultimul tutorial pe care l-am făcut pe YouTube și, apropo, vă mulțumesc pentru vizualizările pe care le-ați avut acolo. Da, unii dintre colegi au zis că vor un tutorial despre cum putem urmări un solist, o melodie, un solist instrumentist, un solist vocal. Și astăzi am ales două melodii foarte cunoscute, în care am să încerc să vă arăt cum putem urmări, sau care ar fi armonia mai corectă, să zicem așa. Nu știu dacă neapărat cea mai corectă sau cea mai bună, dar mai aproape de adevăr. Da? Folcloric vorbind, pentru că nu ne luăm de armonii lăutărești, așa cum auzim, pentru că foarte multă lume confundă folclorul cu lăutăria, ceea ce nu se cade. Da? Am să vă explic eu, poate, într-un alt tutorial ce înseamnă și lăutăria și ceea ce ascultăm noi la Cristi Nucă sau alții care cântă. Da? Bun, am un pat tras cu returnela de început. Este o viteză mai mare, da? Pentru a vedea cum sună, suntem în sol major, da? Sol, avem răsturnare. La 7, re 7, sol, si 7, mi. Dăm asta la o viteză mai încet, să vedem cam cum e, da? La 7, re 7, sol, si 7, mi minor, mi major, la minor, la 7, re și cu sol. Partea a doua, cum vine la strofă, da? Hai să luăm la o viteză mai rapidă, să vedem cam cum ar suna ea toată, da? 175. Să zicem. Re minor, major, mi minor. Se repetă, da? Sol, mi, la, la major, re major, 7, sol, si major, 7. Și urc în si. Da? La o trecere cu mi. Mi major, la minor, la major, re 7 și sol. Da? Și cam asta ar fi cu fetele, tata. Mă rog, un model dumneavoastră puteți transpune din sol major în orice altă gamă vreți. Și mai este o melodie care m-a enervat foarte tare când am văzut niște tutoriale pe YouTube și așa mai departe despre... Melodia nu este foarte ușoară, într-adevăr. E structurată în două părți. Se numește Cu ce m-am ales în viață, da? Și am să vă arăt cum e partea de început instrumentală la această melodie. Ea începe în sol, da? A doua parte e în do major. E în sol. Și vine așa. Da?
7, iarăși sol. Aici vine o coborâre, da? Atenție! Sol 7. La. Sol. Și am făcut trecerea în două. Bun, hai să o luăm, să vedem cum vine cu riff, da? Cert este că trebuie să vă concentrați, să ascultați cât mai mult folclor și sunt sigur că veți avea parte de, nu știu să zic, de succes în ceea ce privește acompaniamentul. Da? Nu e nici greu, nici ușor, nici nu zice nimeni, dar puteți exersa. Da? Bun, cam asta a fost pentru astăzi. O să revenim cu alte tutoriale. Să vedem ce mai putem urmări data viitoare. La revedere!